Mecanicul de tren din Japonia, care a fost sancționat de angajator pentru o întârziere de doar un minut, a câștigat procesul cu compania. Acesta a murit însă cu câteva luni înainte de pronunțarea verdictului. Potrivit site-ului Fanatic, în anul 2020, un mecanic de tren din Japonia a fost amendat cu 56 de ieni, circa 0,45 de dolari, deoarece a provocat o întârziere a Sistemului Național de Căi Ferate de un minut. Bărbatul și-a dat în judecată angajatorul. După doi ani, judecătorii japonezi au decis că bărbatul are dreptate și s-a returnat suma infimă cu care a fost penalizat. Din păcate, acesta nu a mai trăit pentru a asista la această victorie victorie obținută în instanță. Mecanicul de tren mai solicitase și despăgubiri de 2,2 milioane de ieni, circa 17.200 de dolari americani, pentru trauma psihologică provocată de decizia angajatorului său. Tribunalul nu a fost de acord cu această decizie. Povestea din iunie 2020 a ținut capul de afiș în toată lumea. Atunci, operatorul feroviar l-a amendat pe angajat pentru că a provocat o întârziere a operațiunilor de un minut. Mecanicul ar fi confundat trenul pe care trebuia să-l preia. El urma să conducă un tren fără pasageri către stația Okayama, însă a mers la peronul greșit. Când a realizat greșeala, s-a grăbit să ajungă la peronul corect, însă transferul mecanicilor fusese deja întârziat cu două minute, conducând la o întârziere de un minut la plecarea trenului, plus o întârziere de un minut la menținerea trenului în depou.